seara! Bine ați venit la gala Concursului Național de Interpretare Vocală și Instrumentală Tradiții, ediția a 6-a, Șimleu Silvaniei, 30 mai, 1 iunie 2015. Permiteți-mi, înainte de a continua derularea acestui program, să felicit toți copiii, pentru că astăzi este 1 iunie. După un concurs cu tineri frumoși și talentați, care s-a derulat aseară, juriul a deliberat și a stabilit care sunt cei mai valoroși tineri interpreți a celei de-a 6-a ediție. Concursul Tradiții s-a desfășurat sub egida Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a Inspectoratului Școlar al județului Sălaj, organizatori fiind Primăria orașului Șimleu, împreună cu Clubul Copiilor din Șimleu Silvaniei. Parteneri, Centrul de Cultură și Artă Sălaj. Permiteți-mi să salut în această seară prezența domnului manager a centrului, domnul Daniel Săuca, și să-i mulțumim. Alți parteneri au fost Asociația Culturală La Fântâna Dorului, Asociația de Tineret Silvatin, precum și Asociația Culturală Țara Silvaniei. Juriul care a evaluat concurenții este alcătuit din recunoscute personalități de specialitate. Permiteți-i, vă rog, să îi amintesc. Eugenia Florea, președintă. Gelu Stan, profesor Fincher, realizator de emisiuni politice de Radio Mișcare. Leontina Dorca, profesor cordial, interpret de emisiuni populare. Îi mulțumim foarte mult pentru recitalul de aseară. Un recital de excepție împreună cu colega și interpreta Carmen Sas. Nicu Sever, profesor instrumentist, inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare. Victor Pintean, directorul Clubului Copiilor din Jibou, profesor de instrumente muzicale. Gabriel Neada, directorul Clubului Copiilor din Șimleu, specialist în etnografie. Profesor la Clubul Copiilor Secundare. Să invit în scenă pe profesor Gabriel Neaga, directorul Clubului Copiilor și directorul festivalului. Ca să meargă treaba mai bine, am organizat această premiere în felul următor. Un membru al juriului va înmâna toate premiile care s-au luat de către o categorie. Am hotărât ca la categoria 12-15 ani să înmâneze premiile domnul profesor, domnul dirijor, domnul realizator de emisiuni folclorice, domnul Gelu Stan de la Timișoara. Locul 3, zic că eu sunt mai emoționat, că nu mai îmi place. Da. A Elenei Neguța din Suceava. Și tot locul 3,
l-a primit și Gheața Alexandru Andrei din Satu Mare. Am premiat și soliști instrumentiști și soliști vocali. Locul 2, Supuran Georgiana din Sălași. Și tot locul 2, Polacic Iasmina din Gorj. Locul întâi, Ghițiu Andreea din Maramureș. Ați observat că a trebuit, în urma deliberărilor pe care le-am făcut, ca să acordăm chiar câte două premii la un loc, fiindcă interpreții au fost de valori apropiate, departajarea s-a făcut destul de greu și totuși am reușit până la urmă și cred eu că și evoluția care va avea loc a lor aici pe scenă vă va convinge și pe dumneavoastră că noi nu am greșit. Vă mulțumesc! Și acum o chemăm în scenă pe doamna președintă al juriului, doamna Edna Corob, de la București, doamna Eugenia Florea. Veșnic tânăr și activă. Vă rog, doamna... Este de datoria mea să fiu activă, pentru că acești tineri, copiii, trebuie să meargă mai departe. Ei sunt cei care duc cântecul nostru popular, costumul nostru popular, îl duc spre viitor. Oare ce-am fi noi fără acest cântec, fără aceste tradiții? Am mai fi români? Nu. Trebuie să le păstrăm ca pe ceva sfânt. De aceea, acești tineri trebuie să încurajați. Mai am un cuvânt de spus vis-a-vis de acest festival, care, iată, are două puncte și le-a atins cu brio de fiecare dată. Redescoperirea valorilor de cântec și port popular și descoperirea de tinere talente. Bucuria mea a fost că toți copiii pe care i-am văzut sunt talentați. În sensul că au har dumnezeiesc pentru muzică. Și o altă bucurie este că s-au îndreptat spre acest gen muzical. Deci, iată, avem cine să ducă cântecul nostru mai departe. Ideea să le fim alături, cu sfaturi și să-i ajutăm să meargă pe calea dreaptă a cântecului popular românesc. Vreau să le mulțumesc organizatorilor, domnului Gavril Neaga și doamnei profesoare Cornelia Neaga și nu în ultimul rând domnului primar, care este susține tradiția populară. Vă mulțumim, stimată domnule! Este mare lucru că susțineți acest lucru. Tradiția și tânăra generație. Trebuie să mergem mai departe să rămânem români. Și acum, emoții mari pentru categoria 16-19. Locul 3 merge în județul alăturat, în Satu Mare, Florescu Alexandra. Și tot locul 3 îl obține și Marinescu Georgiana din Jibou, județul Sălaj. Exact ce spunea domnul profesor Gelustan, au fost interpreți de valori apropiate, așa că a trebuit să le dăm același premiu.
Și acum locul 2, un instrumentist, Iancău Gabriel Cătălin din Derșida Sălaj. Ce copii ăștia instrumentiști, vă dați seama că ei să ajungă pe scenă de la 5, 6, 7 ani nu o să bată mingea pe stradă, ei studiază la vioară, la taragot, la fluier, bravo lor, cinste lor. Locul 2 rămâne tot în Sălaj, Rad Mihaela. Iar locul întâi, de asemenea, se acordă la doi interpreți. Bărbați, Tenisa Ioana din județul Alba. Avem un locul întâi și pentru sălăjeni. Kira Alex Teofil, instrumentist. E o mare bucurie pentru mine să-i văd pe acești copii crescând. Am 40 și ceva de ani de când îi urmăresc pe mulți dintre cei care astăzi sunt interpreți valoroși, interpreți renumiți ai cântecului popular. Și sunt mândră de acest lucru. Vă mulțumesc! Să vedem mai departe! Mergem mai departe și pentru categoria 20-25 de ani îl invităm pe domnul director de la Centrul de Cultură și Artă, domnul Daniel Săuca, să vină să îi prezinte. Bună seara, vă spun și eu și adresăm un salut din partea Consiliului Județean Sălaj, a Centrului de Cultură și Artă a Județului Sălaj. Iată că și în acest an am reușit să susținem concursul dumneavoastră de la Șimleu Silvaniei. La fel cum în acest an am susținut practic toate concursurile de tinere talente care au avut loc în Județul Sălaj. Sunt convins că și în anii ce vor urma vom susține în continuare acest concurs și nu numai acest concurs, îi vom încuraja pe toți tinerii din județul Sălaj care au, cum se spune aici, acest har de a cânta pentru a se afirma și prin intermediul acestor concursuri. Felicitări tuturor! Se acordă premiul 3 interpretei Nistor Diana Alina din Acnita Ruja Sibiu. Locul 2 se acordă interpretului Gorjanu Gabriel din București. Și locul întâi, interpretei Călin Loredana din Flămânzi, județul Botoșani. Înainte de a prezenta marele premiu al concursului, o să organizatorii și un grup de cetățeni ai orașului nostru au venit în sprijinul acordării unor premii speciale concurenților care au participat la acest concurs. Invit în acest sens pe scenă pe domnul Pascu Vasile, domnul Moș Ioan, domnul Marius Hiliș.
Am să dau bănesc diplomele domnului Moș Ioan, director al casei de ajutor reciproc al pensionarilor din orașul Șindeu Silvanie, să înmâneze aceste diplome. Poftiți, vă rog! Se acordă premiul special al casei de ajutor reciproc al pensionarilor din Șindeu Silvanie pentru interpretei Huruban, interpretului Huruban Bogdan din localitatea Șumal. De asemenea, domnișoarei Dochiu Sândica din Târgu Jiu. Dacă aveți ceva de spus, domnule. Mă bucur că astăzi am putut să acord aceste premii celor doi tineri și ca semn al unei legături trainice între generații. Generația tânără și generația vârstnică. Vreau cu această ocazie să felicit toți concurenții, toți organizatorii, toți participanții și cred că această activitate de tradiții nu va se va opri la a șasea ediție, ci ea va urma până cât se va putea. Mulțumesc! La revedere! Rugăm pe domnul Pastu Vasile să înmâneze și dânsul premiile din partea filialei Cultul Eroilor, Regina Maria și Neu Silvanie. Se acordă premiul special al filialei domnișoarei Oprea Valentina, județul Olt. Premiu special domnișoarei Lateș Marcela Ștefania din Maramureș. Bună seara tuturor! Faptul că tinerii și copiii în ziua de azi se îndreaptă către folclor, pentru noi cei mai în vârstă, este o certitudine că neamul românesc, folclorul românesc și tradițiile noastre nu vor muri. Mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de această organizare, tuturor participanților. Mulțumim domnului Pascu și acum ne invit la microfon pe domnul președinte al Asociației Culturale Țara Silvaniei, domnul Marius Tiriș, pentru a mâna și dânsul cele două diplome. Bună seara, Asociației Țara Silvaniei revine onoarea să înmâneze titlul de cel mai frumos și autentic costum popular pentru fete, domnișoarei Agrijana Adlesiana, cu Edin, județul Cluj. Premiul pentru cel mai frumos și autentic costum popular de băieți îi revine domnului Chira Alex Teofil Plopiș, județul Sălaj. Asociația Țara Silvaniei, care acum de două luni de zile a fost înființată, dorește să promoveze patrimoniul cultural și material al județului Sălaj, motiv pentru care am rugămintea tuturor participanților care au participat la acest concurs să le povestească tuturor din zonele lor despre frumusețea și valorile din județul nostru Sălaj și a țării Silvanii și despre frumusețea orașului Șimleu Silvanii. Vă mulțumim frumos! Tot un om de suflet al nostru n-a putut să vină acum de probleme de familie.
cel care sprijină activitatea culturală, în special ansamblul Barcău de la Clubul Copiilor și nu numai, este vorba de domnul Paul Maghia. N-a putut să vină la prezentarea premiilor, dar îi rog pe domnii moși, domnul Pascu, să prezinte diploma pentru cei care au câștigat această diplomă. Este o onoare să-l reprezint pe domnul Paul Maghia. Îl scuzăm că știm ce probleme sunt. Deci se acordă un premiu special pentru susținerea tinerilor talente din partea familiei Paul Maghia, domnului Șipoș Ionuț Carei, Satu Mare. Acordă un premiu special pentru susținerea tinerilor talente domnului Blaga Vlad din Moigrad, Sălaj. Vă mulțumim frumos, le mulțumim frumos acestor oameni de suflet din orașul nostru. Este premiu special pentru interpretarea cântecului gorjelesc domnișoarei Sârbu Bianca Târgu Jiu Gorj. Premiu special pentru interpretarea cântecului popular codrenesc, domnișoare Constantin Cristina Carei Satu Mare. Felicitări! Succes în continuare! Un alt premiu special pentru păstrarea spiritualității culturale, domnișoarei Sud, Beata Silvia, tot care este Satu Mare. Un lucru de apreciat, domnișoara este de mine naționalitate maghiară și mama și tata iubește cântecul popular românesc extraordinar. Bine? Mulțumim. Un premiu de popularitate se acordă unui tânăr cu o voce frumoasă și peste ani și ani vom auzi de el, eu sunt sigur că vom auzi de el ca o vedetă și ca o personalitate a folclorului românesc. Este vorba de Latiș Olimpiu din Cufoaia Maramureș. Să știți că acest băiat, o să-l auziți și dumneavoastră când o să cânte, l-am întrebat cu cine lucrezi la preselecții, cu nimeni. Deci el a venit direct de acolo, de la mama folclorului și a venit pe scenă la concursul din Șimleu și ne-a cântat. E adevărat. Așa cum s-a cântat acolo în sat la el. Dar pe parcurs se va perfecționa și mai mult și va lua premii și mai mult. Sunt sigur. Da? Felicitări și succes! Ei, acum, aceste premii au fost acordate, urmează ce urmează. Acum e acum. Îl invit pe scenă pe domnul primar al orașului nostru, domnul inginer Septimiu Cătălin Furcaș, să remineze marele premiu al acestui concurs, ediția 6-2015. Aveți onoarea domnul primar să remineze acest mare premiu. Onorată asistență, vă mărturisesc că în urmă cu câteva ore am fost tentat să sun pe domnul Neaga să văd cine este câștigătorul, pentru că am stat ieri și i-am audiat pe toți și am fost de-a dreptul impresionat de vocile extraordinare pe care le au tinerii noștri care au fost la acest concurs tradiții. Dar m-am abținut, deci în concluzie, probabil și eu, ca și tot, aproape toți din sală, voi afla acum cine este câștigătorul. Eu vă mulțumesc foarte mult tuturor, mulțumesc juriului,
Și, doamnă Florea, să știți că eu sunt doar unul dintre primarii care îmi respect sarcinile de serviciu. Nu fac lucruri extraordinare. M-aș bucura dacă mai mulți primari din această țară, în special cei din orașe unde există și potențial financiar, ar sprijini tradițiile acestea. Să sperăm că o să o facă cât mai mulți. Este un lucru foarte important. Deci, încă o dată, nu fac niciun lucru deosebit, decât că îmi respect fișa postului. Marele premiu al concursului național de interpretare folclorică și vocală și instrumentală tradiție, ediția 6-a, 30 mai 1 iunie 2015, din Șimleu, Silvaniei, se acordă interpretului de muzică populară Tărăc Ionuț Gheorghe din satul Mare. Ieri, pe lângă că este foarte talentat, este și foarte relaxat în concurs. L-am observat, te felicit și sper că voi fi unul dintre oamenii care voi beneficia în viitor, auditiv vorbind, de talentul tău. Felicitări! Mulțumim, domnule primar!